Salutare tuturor și bine v-am găsit la un prim episod din seria de Maps from Subs. Am primit câteva mape, două sau trei mape, dar momentan abia a trecut o zi, nici o zi de când am postat info-video. Haideți să vedem ce mape avem aici. Dacă vă place seria, nu uitați să lăsați un like și îmi puteți trimite mape la adresa aceasta de e-mail. Îmi trimiteți mapele, aveți adresa și în descriere. Bun, info, poveste și reguli și introducere, ok. Ia să vedem, salut Eddie, eu mă numesc Marian și m-am decis să-ți fac o mapă, sper să-ți placă, ok. Info, mă numesc Marian, am 11 ani, sunt din Timișoara, canal YouTube Marian ZZZ. Uitați dacă vreți să treci și pe la el pe canal. Pe bune, de la pagina 50, serios, like, pe bune. Puteai să pui pe pagina 3. Troll. Bă. Ia uite. Bun, reguli. Nu sparge blocuri, nu pune blocuri fără gamer, nu, doar dacă dai rage. 5 regula pentru fani plus 500 likes. Sper să fie așa. Măcar 250 să strângem. Tu ai fost băgat la închisoare că un hoț a dat vina pe tine că ai furat tabloul Mona Lisa. Acum ești la închisoare, tu trebuie să treci de niște probe pentru a scăpa de la închisoare. Ok, mapa este testată 100%, nu vei întâlni bug-uri. De ce am 57 de FPS-uri? What? Ah, ok. Ok, nu vei întâlni bug-uri, perfect. Hai să dăm noi, bam, 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 bam. Ok. Spawn point, hai să dăm. Parkour, din ce văd aici. Nu știu cât de lungă va fi mapa, adică abia am pus acum o zi info-video-ul și nu știu când ar fi avut timp să-l facă, să o facă de fapt, așa că îmi pare rău dacă vor fi mai scurte, adică, na, până la urmă sunt mapele voastre. Oh, l-am făcut. Bun, ia să vedem. Level 3, mini survival, ok? Și ce trebuie să fac aici? Oh, trebuie să trec de asta, ah, ok, am înțeles. Bun, deci luăm niște lemn. Bănuiesc că două loguri ar trebui să fie suficiente. Trebuie să luăm, ia, bam. Bănuiesc că facem un crafting table și un pickaxe. Da, ok, trebuie să mai ai un log. Bineînțeles. Edia da fail. Dar e ok, nu e nicio problemă. M-am decis să mă reapuc de mapele voastre pentru că foarte mulți mi-ați cerut chestia asta, adică chiar mi-ați spus că aveți mape pentru mine. Tot spuneați pe Skype că e de unde pot să-ți trimit o mapă, că vreau să fac o mapă și eu vă ziceam că încă nu fac serie sau că nu fac. Acum fac, m-am decis să mă reapuc, am mai avut-o pe canalul vechi, dar nu-i bai, o să începem de la capăt. Sper doar să nu-mi trimiteți mape copiate din alte părți ca să nu, existe după aia comentarii de genul Eddie, am mai văzut mapa asta, nu știu unde, Eddie, mapa asta nu era pentru tine. Da, înțelegeți și voi. Bun, eu cred că o să fie mai scurtă mapa, dar văd că deja au trecut 4 minute. Cred că dacă nu era mini survival, era un pic, era ceva mai scurtă. Dar fiind și mini survival, oricum, v-am spus, sunt primele mape, nu mă aștept să fie foarte lungi, pentru că n-ați avut timp, efectiv, n-ați avut timp. Mapa asta mi-a fost trimisă fix în ziua în care am pus, info-video-ul, deci, na, ce să faci în 2 ore sau cât timp mi-a trimis tipul mama. Oricum, îi mulțumesc frumos pentru că mi-a trimis-o. Bun, hai să spargem aici obsidianul. Și să ne ducem la următorul nivel, dacă mai există unul, bineînțeles. Level 4, find the objects, fuck me. M-am murdărit puțin la cură de engleză, da, știu. Hai să găsim obiectele, bun. La acest level va trebui să găsești obiectele puse în item frame, mult noroc. Oscar, deci, yeah. O scară, o ciupercă, o ușă, un lilipad.
level final. Ok, va trebui să fost eu. Uite, am găsit asta. Parcă era asta, ciuperca. O ușă. Dacă nu mă înșel. Sper să nu mă înșel. Ce mai era? Un pat. Așa, bun. Uite, un ăsta. Și o scară. Perfect. Ia să vedem dacă am găsit toate itemele. Facem noi o chestie aici. Improvizații. Bam, asta aici. Scara aici. Ușa aici. Ăsta aici. Da, le-am găsit pe toate. Perfect. Nu mai e nimic acolo. Level final. Ok. Felicitări, ai ajuns la ultimul nivel. Acum trebuie să nimerești cu săgețile villager. Baftă. După ce ai terminat. Păi... trebuie să nimerești cu săgețile, dar... S-a pus pe asta? Pur și simplu nu mi-a dat arc. Nu știu de ce. Pare rău că n-am apucat să fac și ultimul nivel. Se pare că ai trecut toate probele cu brio și ai fost eliberat. Acum acel host ți-a luat locul în închisoare. Felicitări. Deci cam atât am fost și cu mama mea. Sper că ți-a plăcut canalul meu de YouTube Marian ZZZ, dacă vrei să treci și pe la el. Ce nota acord mapei? Voi acorda nota 8 sau 7.50, să zic. Mai vrei mapă de la mine? Dacă mai dorești să faci, poți să le trimiți de fapt. Game mode 3 ca să vezi mapa. Ok. Și ce mai e? Stai, game mode 1. Ia să vedem. Asta aici. Game mode 3. Ok, e din 98, foarte tare. Asta era mapa. Trebuia să am pe undeva pe aici arc cumva? Nu. Se pare că nu. E bine, fraților, cam atât a fost și cu primul episod din seria de Maps from Subs. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like. Dacă v-a plăcut, aveți adresa de e-mail în descriere la care îmi puteți trimite mapele voastre. Voi juca toate mapele, deci efectiv voi juca toate mapele, așa că vă aștept mapele în continuare. Până data viitoare, toate cele bune și la revedere!